Am reușit să demonstrăm că tehnologiile de la Naturevo aduc un plus de valoare în culturile din spații protejate și anume tomate, ardei. În colaborare cu domnul Paraschiv am reușit să obținem culturi de tomate și de ardei foarte productive, dar și fără reziduri. Când spun fără reziduri, mă refer la faptul că legumele sunt foarte sănătoase pentru consumator. Acestea au un conținut minim de reziduri sau sunt cu mult sub limita maximă admisă. Acesta este și unul dintre obiectivele companiei Naturevo de a produce hrană sănătoasă împreună cu toți fermierii din România. Nu poți să mai faci nici producție, nici calitate fără o tehnologie. Am băieții de la Naturevo care se implică foarte mult și mă ajută, vin săptămânal, mă ajută și urmăresc cultura. Am decis să aplicăm produsul Transformer, deoarece este un ameliorator de sol și această parcelă nu prezintă perioadă de repaus între culturi. Produsul Transformer ajută la drenarea apei mult mai rapidă în sol, totodată favorizează dezvoltarea microorganismelor din sol și ce este de remarcat, datorită infiltrării apei mult mai rapid în sol, se reduce riscul apariției putregaiului fiziologic în vegetație. Pentru o creștere echilibrată, pentru întărirea sistemului imunitar, pentru înflorire, pentru fecundare, fructificare și maturarea fructelor, am folosit de asemenea Cherafol Evo, care este recomandat și pentru agricultura ecologică. De asemenea, ca și stimulator pentru sistemul radicular, am folosit produsul Rutip Basic pentru o pornire mult mai bună în vegetație. În ceea ce privește agenții patogeni, de la bun început s-a folosit produsul Cofort, care este un bun inductor de apărare împotriva bolilor fungice și bacteriozelor. Iar pe partea de dăunători s-au folosit produsele precum Tutafort, Defort, Preva, având efect atât larvicid cât și adulticid. Aceste produse au în componență extracte din familia berberidacee, limonene, fabacee și ulei de portocale, care pătrund în orificiile respiratorii ale insectelor, ducând la sufocarea și moartea acestora. Sunt ideale pentru combaterea musculiței albe, a tripșilor, tuta absolută, apoi anjenul roșu, fără impact negativ asupra insectelor benefice.